Și-a pus casca și a mers să inspecteze societatea pe acțiuni CET Nord din Bălți. Astfel, Maia Sandu a vrut să facă cunoștință cu rezultatele investițiilor europene pentru întreprinderi și să se convingă de faptul că locuitorii din municipiu vor primi neîntârziat și fără probleme agentul termic. Șefa statului a rămas impresionată de procesul de modernizare care, spune ea, trebuie să continue pentru că investițiile în domeniul energetic sunt importante. Am văzut care au fost investițiile recente și am discutat cu domnul director despre faptul că încălzirea centralizată în pofida lucrurilor care se spun despre ea este cea mai eficientă, dacă se fac investiții, este cea mai curată și cred că e bine să avem această discuție cu cetățenii, așa încât lumea să înțeleagă că este bine să ne conectăm la încălzirea centralizată. Directorul CET Nord a declarat că pregătirile pentru sezonul rece sunt întoi și că depune efort pentru ca locuitorii din Bălți să achite cât mai puțin pentru căldură. Mă suntem în proces de pregătire pentru sezon, în plină pregătire. Suntem la etapă de 65%. Facem tot posibilul ca, până la urmă, încălzirea centralizată să devină un privilegiu, dar nu o povară pentru cetățean. În ultimii ani, societatea pe acțiune a valorificat un împrumut verd de 10,7 milioane de euro. O parte din bani au fost investiți în instalarea unei centrale noi de cogenerare și 169 de puncte termice individuale. Recent, BERD a acordat întreprinderii un nou împrumut în valoare de 15 milioane de euro, care presupune noi investiții în următorii 3 ani în sistemul termoenergetic din Bălți. Din acești bani, CET Nord a achitat deja datoria istorică masă de 77 de milioane de lei furnizorului Moldova Gaz. Bălțenii speră că vizita Maiei Sandu în municipiu va aduce rezultate în viitorul apropiat. Она все-таки президент, она должна делать все хорошее не только для страны, но и для разных городов, например. Как Бельцы, вот она, я думаю, посетила, что может что-то обдумала, какие-то решения. Садак с нереферим ла муниципиу, тот уж арфи партия финансиара, адека taxele care sunt achitate să rămână în mare procente aici pe loc, adică să nu plece tot la centru. Astea ar fi, cred că, de bază. Nu știu, să fie ceva renovări și să se gândească la popor și să aibă grijă mai mult de noi. Конечно, хочется чего-то хорошего, а то очень много плохого происходит. Хочется спокойствия, хочется работы. Tot astăzi, șefa statului a vizitat o uzină din cadrul zonei economice libere Bălți.